Totul începe cu o tânără de 20 de ani, pe nume Jessie, care crede că e bine să-și găsească fericirea lângă un bărbat însurat și cu doi copii. Jessie, fiind o fată doritoare de fericire și bogăție, se îndrăgostește de un bărbat în vârstă de 60 de ani, pe nume Walter, fiind căsătorit și având doi copii, unul în vârstă de 12 ani și unul de 18 ani. După 3 ani de relație în secret a tatălui cu tânăra fată, copiii, știind secretul lui, decid să mărturisească mamei lor secretul. Soția bărbatului, aflând acest secret, își dă seama că omul pe care l-a iubit și l-a îndrăgit nu mai este același și se hotărăște să divorțeze și să lupte pentru custodia copiilor ei. După proces, fiecare dintre părinți câștigă custodia unuia dintre copii, despărțindu-și destinele. După 3 luni de relație, bărbatul, văzând că băiatul său de 18 ani este dezamăgit și trist că nu își poate vedea surioara, decide să rupă relația cu Jessie, dându-și seama că nu își poate găsi iubirea lângă o tânără inocentă. Încă din primele încercări, femeia îl iartă, considerând că fostul ei soț a avut doar o aventură, se împacă și rămâne despărțit.